Bine, am găsit din nou la acest film și acum vom vedea o colonie mai bunicită. După care vom vedea ce face cu mărunțelul ăla cu o ramă mai târziu. Să ajungem și acolo sau în altă zi vom vedea. Deocamdată vreau să vă arăt și o colonie mai bunicică. E ca o cutie de cadouri, acum astupul când îl deschizi, că nu știi cu ce să te întâlnești, adică nu știi ce surprize poți avea în el. Iată. Deci o colonie mai bună. Ea este gândită pe 7 rame la momentul în care a fost făcută acea cameră termică. O mai bine restrâns, să zicem corect, a fost restrâns. Începem cu a da aceste turte la o parte. Aceste pungi. Albina aduce foarte bine polena azi. E flămândă de proteină, flămândă de apă, i-am pus și apă. Are apă în mai multe zone, dar eu văd că dă ceva nectar salcea din ce am văzut. Acum, ce să facem? Ne dăm înainte. Bun. La aceste colonii mai puternice fac ceva în plus față la ce am făcut la aia mică din filmul trecut. Este că, deci prima ramă, aceasta a fost cu miere, au cărat-o în cuib. Când a fost căldură, au cărat-o în cuib. Această ramă o dăm la topit, nu mai vine în cuib. Da, îndepărtăm această cameră, ca să fie bine izolat ea acolo. S-a făcut treaba. Surpriza a fost la o colonie că nu mai avea strop de mâncare, a trăit doar din turte și din ramele de după diafragmă. De obicei nu mă așteptam la așa ceva, dar se întâmplă. Acum începem să vedem ce avem în cuibul acesta, familia mai zdravănă. Ar trebui să fie mai bine, eu știu. Aici are deja polen băgat, dar asta nu cred că e de azi. Nu e de azi, că se transformă în păstură deja. Asta e când a fost săptămâna trecută. Vreme caldă și a adus păstură cu polen. Dacă a ajuns cuietul pe aici. Da, avem ouă pe rama aceasta.
Toate. Un semn bun. Un semn bun, având în vedere că acum două zile am avut minus 8 grade. Deci treaba a mers înainte, n-a stat... Să știu chiar că vine și căldură odată și odată, nu ținea cu frigul toată vara. Ia, uite ce pui, avem puiet căpăcit frumos. Cam ăsta e vizibil, cel căpăcit el. Ia uitați, avem și un bondar în vizită. Da, e un puiet căpăcit foarte frumos. E bătut uniform, deci ceva foarte frumos. Cam jumătate din stupină se prezintă așa, cu familii mai puternice un pic față de cele slăbuțe, de jumate ar fi. Deci avem puiet căpăcit și avem puiet larvar și puiet de puse ouă acum. Arată bine. Au puiet suficient pentru ce data avem noi acum. De fapt, la coloniile mai puternice am pus și colectoare, fiindcă le las eu câteva zile acum să colecteze pentru ele. După aia începem să colectăm și pentru noi, care în proporție de 50% va fi tot pentru ele, care colectez polenul ca să se întoarcă la ele mai târziu. Da? Arată bine. Avem suficient puiet. Deci este puiet și fără produsele foarte lăudate se poate face puiet. Totul e să ai albină în stup acum. Dacă colonia e puternică, face puiet în funcție de cât de puternică este ea, că degeaba e colonia mai slabă, așa cum am prezentat aia mai slăbuță. Cum se facă ea puietă dacă nu are albină? Deci matca depune puiet și ouă în funcție de cât albină are. Aceasta este echilibru unei familii de albine. Iată ce grăunțe mari de polen aduc acum albinuțile. Să văd dacă a ajuns, da, o a și aici. Au oat și albina caută să depună polenul. Ia ce frumos aici. E și matca aici. Lucrează ușor. Depune ouă, totul e în regulă. Aici avem o matcă mai spre negru, așa, matcă neagră, pot să zic. Fiindcă în stupină am și câteva regine roșii, măci roșii, să zicem. Dar să mai dăm un pic de fum. Cum să-i placă să umbli la ele, că acum două nopți a fost minus 8 grade, înainte a fost zăpadă. N-are cum să le plac. Mm.
Vorba aia, dacă ești îmbrăcat, nu te înțapă. Nu pot să zic că sunt agresive, dar nici din acelea care zici că n-au ac. Nu. Sunt așa și așa. Bun. Iată, avem rama de lucru. Dar ce vom face? Fiind o colonie puternică, nu este riscul de a suferi în vreun fel, adică dacă mai vine vreme rece, dar nu se mai anunță așa ceva, ar trebui să venim cu niște rame. În momentul în care Albina lucrează, atunci are nevoie de spațiu. Și vom asigura acest lucru, că nu ne jucăm. Ia să vedem ce rame avem aici la rezervă. Punem o astfel de ramă. Ar trebui și o ramă goală, da. Îi dăm și o ramă goală imediat. Am îndepărtat câteva celule care nu-ți corespunzătoare. Le îndepărtăm pur simplu că au un pic de mucegai pe ele și nu chiar e benefic. Am ales această soluție de a le îndepărta. În rest, totul e bine. Păstură, miere. Bun, îi punem această ramă cu mâncare aici în față. A doua ramă acolo e goală. Ultima ramă. Aici mai avem, iată ce urâtă mucegăi și asta. O să îndepărtăm, nu avem ce să facem. Dar în rest alte rame n-au nicio problemă. Unele au mucegăi, unele nu. Și punem o ramă goală aici în spate. Ce-i fac la acest mucegai e să îl îndepărtesc pur simplu, n-am ce să-i fac altceva. Iau da așa și spartem afară. Asta e singura soluție deocamdată. Sporii aceștia de mucegai duc la diferite boli, din păcate. Eu am ales, de fapt, a mucigăi pole, păstura a mucigăi. O îndepărtăm în totalitate.
Nu lăsăm nicio celulă. Mierea nu are de suferit, dar păstura, vă dați seama. Bun. Așa arată, îndepărtat total acel mucegai. Bun. Aceasta e o ramă care vine topită. Acum să întrebați de ce nu topesc pe asta. Păi, asta e o ramă de anul trecut. Și parcă n-aș îndepărta-o. Da, alegem această soluție de a îndepărta celulele. Ia, descaz cu tot. Bun. Deci cam asta îi fac, nu pot să arunc rama asta. Deci aceste rame le pun acum după diafragma. Acolo trebuia să pun diafragma. Punem rama după diafragma și mai încapim cu o ramă. Asta e rama de topit. Iată, vedeți, unde nu e păstură, nu e nicio problemă cu rama, foarte ok. Și acum punem și această ramă aici. Bun. Cam asta e. Acum, dacă în anumite zone ale țării s-a putut încheia pe 10 rame colonia, acest compartiment are 12 rame, hai că e 9 rame, da? 9 rame și o lăsăm în pace, cât să zic, 2 săptămâni, după care vom verifica cuibul. Și vedem ce găsim. Bun. Și punem și lui câteva bețe. Îi aducem și o turtă proteică. Cer scuze pentru că filmul va fi așa lung, dar acestea sunt lucrările la o colonie care o fac eu în momentul de față. Această turtă o punem aici. Adică pungi, să spungi turta. Și venim cu turta proteică. Anul acesta am optat pentru apiluc, nu numai anul acesta, deci eu de câte ori am avut, am optat pentru apiluc. A fost și cea mai ieftină de pe piață și văd că și-a făcut treaba destul de bine. Iată, am luat folia. Opa.
Acum folia asta o pun deasupra aici, așa. Hai, retrageți-vă că... Să vă pun mâncare. Punem această folie să o curețe. Astea sunt stângăcișe, să știți, astea. Nu chiar estetică prezentare, mai stângace așa. Așa, și punem și turta propriu-zisă. Așa, dați-vă la o parte. Bun. E moale că am lăsat-o în soare. Și cam asta e tot. Acum îi punem... folia principală. Iată. Mâncare au, cuiet au, polen mine. Cât de cât, să zicem că e bine pentru câteva zile. Mucegaiul l-am îndepărtat. Și acum vom merge la altă colonie. Eu voi mai filma doar cea pe o ramă. Să vedem dacă a supraviețuit. Bine, până atunci, numai bine.